Bună ziua! Avem astăzi la Avangarda cu Ionuț Vulpescu, invitat un poet, un eseist, un jurnalist și un traducător. L-avem invitat pe Dinu Flămân. Dinu, mulțumesc mult că ai acceptat invitația mea. Ionuț, eu îți mulțumesc foarte mult și îngăduiem să remarc de la bun început că mi se întâmplă în viață ceva extraordinar. Atâtea interviuri am luat unor miniștri, ba chiar și unor președinți de stat prin Franța. Eu, pentru prima dată, câteodată sunt intervievat de un ministru. Și ca dovadă că mai devreme sau mai târziu se întâmplă și lucruri uimitoare în viața cuiva. Îți mulțumesc foarte mult că m-ai invitat. Mulțumesc eu că ai acceptat să avem această discuție. Avangarda cu Ionuț Vulpescu. Eu cred, am făcut acest podcast, cum să zice, cuvânt din 2006, dar care la noi a venit ceva mai târziu, dintr-o nevoie, dintr-o necesitate cumva. De aceea, da, reactualiza dialogul cultural, care mie mi se pare că lipsește în România. Cum zicea cineva, sunt două tipuri de singurătăți, a celor care vorbește, a celor care nu ascultă. Mi se pare că e un bruiaj atât de mare, încât cred că miza pe cultură, meza pe dialog trebuie pusă din nou din România. Asta e motivul pentru care am lăsat acest podcast. E mult de lucru și te-ai înhămat la ceva care îți face cinste, dar în același timp cunoști că ești numai la începutul drumului. De ce? Pentru că există o mentalitate păcuboasă pe care am moștenit-o nu știu de unde, pentru că altfel ne tot mândrim cu dialogul intercultural sau dialogul nostru din perioada interbelică. Ei bine, el nu prea a existat și nu prea există, în primul rând pentru că nu e prețuită cultura. Să fim foarte serioși. Nu arunc cu noroi, cu piatra spre clasa politică, deși parcă ar fi prima vizată. Și poate nici spre școală, deși ar fi a doua instituție vizată. Dar, în general, pe o anumită mentalitate colectivă care s-a creat cu ideea că cultura este ține de domeniul loazirului. Ceva care te bine dispune în weekend și deci este un fel de, o formă de consum care se mai lungă pe suflet, echivalentă cu un meci de fotbal, cu o competiție sportivă, cu ieșire la iarbă verde, cu o conversație cu prieteni și așa mai departe. Nu nici vorba. Este ceva mult mai serios, de care trebuie să se imprime, în primul rând, pe părerea mea, profesorii care predau cultura, care încep să predea literatura în școli. Ei se află în situația de a nu putea să le explice elevilor că ei au materii, chimie, matematică, fizică, așa mai departe, dar când e vorba de literatură, mai mult decât o disciplină pedagogică, sau nu este deloc, ci este o conversație sau inițiere în probleme sufletești. Dacă preoții noștri ar fi mai aproape de oameni, probabil că ar face cam același lucru. Au o bună parte din suflet, este în parohia lor, pe domeniul lor. Dar profesorii de literatură, în primul rând, pe mine mă obsedează acest lucru, nu știu să le explice elevilor că nu învață poezie sau nu citesc literatură pentru a intra în contact cu istoria literaturii, cu oamenii care au existat în trecut. Deși și care e important și asta. Da, bineînțeles, da. Deși sunt importante și asta. Da. Și că literatura este un mister. Scrisul literar este un mister care vorbește despre spaimele și bucuriile esențiale ale omului. Și e o îndrăzneală să te gândești că ai putea să ai un cuvânt în literatură atâta vreme cât ceea ce scrii este ceva care se întâmplă înaintea cuvintelor. Noi avem emoțiile noastre, e vorba de emoție. Ăsta este cuvântul esențial. Emoțiile noastre sunt înaintea cuvintelor, înaintea disciplinelor și înaintea artelor, în general, înaintea legilor care stabilesc legile picturii, ale muzicii și așa mai departe. Noi nu avem nevoie, emoția noastră nu are nevoie să exprime pentru că o simțim direct. Dar, în același timp, o anumită educație în emoție te învață să înțelegi cine ești
Și cum te raportezi la lume? Și cum intri în empatie, în simpatie și în empatie cu ceilalți? Și care este traseul tău pe pământ? Și cum te împaci cu ideea că ești muritor? Cum te împaci cu ideea că nu știi de ce existi? De ce viața? Cum te împaci cu ideea că ești o părticică infimă în acest mare univers? Și cum te împaci cu ideea că, să zicem, a izbucnit alături războiul acesta, când toată lumea urlă despre pace și credea că a pus-o în buzunar de câteva decenii bune și iată că nu s-a întâmplat același lucru și că istoria este foarte scurtă de minte și de memorie și se poate repeta, ba chiar mai rău decât a fost. Deci tu crezi că se predă prost literatura? Nu trebuie predată, trebuie împrietenit elevul cu spiritul literaturii, cu această evoluție a fanteziei, dar și cu această evoluție a întrebărilor. Dar nu numai cu literatura, și cu spiritul filozofiei, cu tot ceea ce are arta ca limbaj indirect, care încearcă să atingă clapele sensibile ale sufletului, ale identității tale, ale întrebărilor, să provoace întrebările pe care nu îndrăznești să ți le pui și așa mai departe. Spui undeva că în momentul în care ai început să traduci și ai tradus așa la o primă strigare a catalogului traducerilor tale, ai tradus Pessoa, ai tradus Montero, ai tradus Neruda, ai tradus Beckett și lista poate continua. În momentul în care ai început să traduci autori esențiali, poetul Dinu Flământ s-a schimbat, n-a mai scris la fel. Ceva din poezia lui s-a schimbat. Ce anume? Am prins curaj, mai mult curaj. Renunțasem să scriu pentru că nu se mai putea lupta cu cenzura și mi se părea indecent în ultimii ani aici a schismului. Mi se părea indecent să continui să te bați pentru o metaforă, chiar dacă știam de la Borges că dictatura este mama metaforei, pentru că Borges punea în evidență acest paradox că învățând să mânuiești metafora, devii mai inteligent decât dictatura și deci o păcălești. Dar această luptă permanentă mi se părea deja nedemnă de statutul de scriitor și mi se părea deja o pierdere de vreme și atunci am început să mă ocup mai mult de traduceri și am descoperit un univers sau universuri extraordinar de bogate, acest Fernando Pessoa, pentru care, ca să-l citesc, să-l traduc pentru mine, am învățat portugheză și așa mai departe. Poeții din America Latină, am avut atunci noroc că era în România un refugiat din Chile, Omar Lara, bietul de el, a murit cu câteva luni în urmă și care, până la urmă, și-a găsit o a doua patrie aici și a învățat limba română și a tradus mari poeți, a tradus pe Ion Barbu, a tradus pe Eminescu, a tradus din folclor. Extraordinar, am avut un noroc nebun cu el. Dar noi împreună, noi ne-am prietenit și am încercat pentru prima dată și am și realizat să facem o antologie a poeziei latinoamericane, care nu exista în România. Existau din Neruda și din câțiva niște poeme proletcultiste. Era vorba de tovarășii care emigraseră, fugiseră din America Latină, alungați de dictaturile lor respective și s-au refugiat ba pe la Praga, ba pe la Moscova, ba prin România unui dintre ei, dar în România mai mult comuniștii greci. Și această descoperire prin traducere a fost un îndemn și o încurajare pentru mine spre diversificarea universului meu și a mijloacelor de expresie. În fond, simțeam atunci și mi-am dat seama că prea ne uităm din generație în generație unii la alții și că deschiderea spre lume trebuie să se facă prin a învăța limbi și prin a merge la surse și prin a avea o curiozitate pentru a reface pe cont propriu, pe cât posibil, marile culturi. În fond, ce înseamnă asimilarea unei culturi? Nu este asimilarea unor informații. Aici este o deosebire, aici este un punct pe care aș vrea să-l ating. În fond, luăm totdeauna de la capăt, toate generațiile iau de la capăt marea cultură. De la sumerieni sau dinainte, din antichitatea chinezească și așa mai departe. Și trebuie, fiecare generație trebuie să parcurgă pe cont propriu marea cultură. Pentru că nu înseamnă că te hrănești, nu înseamnă că
te-a hrănit faptul că au asimilat-o pașoptiștii. N-au făcut-o, au făcut-o pentru ei, nu pentru tine. Deci, cei care își imaginează că marea cultură este numai informație și își imaginează că ei din marea cultură numai informație, așa cum te duci la magazin să cumperi conserve, mare lucru. Așa, și pun semnul de egalitate între consumul de lucruri banale de zi cu zi și consumul cultural, ca și cum s-ar perima conservele de cultură și trebuie să se schimbe repede pe raft, să vină altele, aia se înșeală. Se înșeală pentru că, practic, nu ajung să se ajute, să se lasă ajutați de marea cultură, ca să se împlinească și să înțeleagă locul lor în lume. Eu încerc să spun lucrurile acestea cât mai simplu posibil, rezumând oarecum pledoaria mea la următoarea idee. Dacă vrei să fii un om întreg, trebuie chiar să te duci și să asimilezi și să parcurgi marile momente ale culturilor majore și ale propriei tale culturi, ca să fii om întreg, pur și simplu. Asta este, n-ai de ce să-ți furi căciula. Nu poți să trișezi cu tine. Dacă ai trișat cu tine, ești un om neisprăvit. Spuneai undeva într-un interviu, cred, vorbind despre copilăria ta și despre familia ta, că exista, sper că citesc corect, un misticism al lucrurilor, al copilăriei. Crezi că tinerele generații, crezi că cei mici de astăzi mai au acces la misticismul acela? Da, era un misticism care venea din credințele populare, care nu erau numai creștine. Știm foarte bine că ritualurile, mai cu seamă în satele din Transilvania și în societățile arhaice, care încă mai existau în vremea copilăriei mele, lucrurile se amestecau. Aflai de la alți copii că trebuie să-ți faci diverse cruci, că trebuie să te păzești de diverse deochiuri și așa mai departe, care sunt o poezie a copilăriei. Le depășești pentru a se reaminti puțin atmosfera de acasă, cum miroseau frunzele dudului și așa mai departe. Ele fac parte din trecutul viu al nostru. Și de altfel, dacă bine observ la vârsta mea, toți ne aplică oarecum, ne privim picioarele din ce în ce mai mult. Probabil că este în codul nostru genetic această mișcare de revenire la începuturi, unde intervine din nou literatura. Pentru că numai literatura și mai cu seamă poezia te poate împăca cu resemnarea că nu mai poți să schimbi nimic în biografia ta. Dar nu poți să scapi de această examinare a propriului tău trecut. Cu toți o facem. Cei care nu îndrăznesc să recunoască, o fac. Sunt cei care sunt lași și nu se duc nici spre cultură și nu se duc spre interioritatea lor aproape niciodată. Se poate trăi și cu lașitatea de sine. Când îți examinezi trecutul, când îți analizezi biografia, e ceva ce ai face altfel din ceea ce ai făcut? Crezi că a fost un moment în viață când ai fi putut alege altfel? Și ai greșit? Da, bineînțeles. Am avut atâtea naivități și am avut atâtea limite. Și le-am. În fond, devenim conștienți de limitele noastre pentru că ni se ascund altele, care se relevă mai târziu. Dacă e să răspund așa la confesional, n-aș zice că regret prea multe lucruri din cele pe care le-am făcut. Am spus nu când am simțit că trebuie să spun nu și am spus de mai multe ori. Mi-am asumat riscul de a lăsa totul și chiar de a începe o nouă viață de mai multe ori. Și cred că am moștenit de la ei mei o anumită demnitate. Mi-o recunosc și mă mândresc cu ea pentru că mă aparține și pentru că mi s-a transmis.
În fond, copilul face ce vede că fac părinții lui. Dacă părinții lui sunt drepți, dacă părinții lui muncesc, face și el același lucru. L-am văzut pe ei mei citind. Erau niște țărani simpli. Iarna citeau. Am citit și am început să citesc și eu. E foarte simplu. Tata mergea și ara și cosea. M-am dus și eu să ar și să cosesc. Dar m-am dus să învăț și alte limbi și m-am dus și să citesc ceea ce nu... Să intru spre zonele la care nu avusesem acces, spre filozofie, spre alte limbi, să călătoresc, să mă proiectez în lume. Cred că noi, cei din nordul Transilvaniei, totdeauna am avut această nestare, o neliniștire. Am găsit cuvântul pentru Fernando Pessoa. Nu există în limba română, dar a prins foarte bine. O neliniștire, care să nu înseamnă că e neliniștea care te copleșește și acționează asupra ta. Și nu, tu din interior îți provoci neliniștea, pentru că este firea ta care îți asigură o anumită instabilitate care te proiectează înainte. Dar nu este o nesiguranță, asta e proiecție spre ceea ce încă vrei să mai faci sau ceea ce probabil că nici nu bănuiești sau nici nu îndrăznești să crezi că ai putea să faci și totuși reușești să faci până la urmă. Ai găsit o carte ale neliniștiri pe care ai tradus-o, ai tradus 7 volume ultimul zilele astea, da. Marinarul din Pessoa. Care e cartea neliniștirii lui Dinu Flămând? Care e cartea unde el a vibrat cel mai mult, de care tu te-ai apropiat în mod intim cel mai puternic? Sunt multe. Nu pot spune și nu-i cred pe cei care spun că au avut o carte care le-a determinat destinul și așa mai departe. Cărțile apar în diverse perioade ale vieții tale și dacă ai norocul să dai peste cărți esențiale care intră în conexiune epidermică și substanțială cu momentul de atunci al vieții tale, ele te pot influența. Dau un exemplu. Cum am descoperit o poezie modernă, să zicem așa. În Prudul Bârgăului era o bibliotecă care scăpase de epurările din anii 53, când se intrase în bibliotecile publice și au fost scoase afară edițiile de până în 48 și cam tot ce se credea că este nepotrivit pentru nou regim comunist. Nu vorbesc mai de Nietzsche sau de Cioran, dacă se mai găsea vreo librărie, dar într-o bibliotecă, dar și de alte cărți. Ei, între cele care scăpaseră de această epurare era o antologie a poeziei americane, tradusă în 46 de Margareta Sterian. Minunată pictoriță, poetă. Și acolo am dat peste un poem de Robert Frost, Mestecenii, în care povestea desfășura etala pe un fel de text care n-avea rime și care n-avea versuri legale, cum eram noi obișnuiți, experiența unui puști, undeva din Montana, în Statele Unite, care se cocoța în Mesteceni, și se legăna cu mesteacănul și mesteacănul lăsa în vale, pe pământ. Păi asta făceam și noi în sat, asta făceam și noi. Deci am rămas uluit că a putut să scoată un poem și că a putut să pună această beție a zborului prin spațiu, prins de vârful unui mesteacăn, că a pus într-un text. Zic, asta este poezia. Am avut ca o revelație, o străfulgerare. Cât de puternice sunt cuvintele și pe aceea m-am gândit, iată că de fapt efectul poeziei este tardiv și nu știi unde se împlinește. Dar e bine să existe, ea trebuie să existe, ea există ca un corp de sine stătător, ca un corp ciudat în spațiu și ajunge, uite, din Montana, ajunge la un puști, la Prundul Bârgăului, printr-un hazard al soartei și printr-un noroc
care evită topirea acestei cărți de către cenzura comunistă. Incredibil. Și asta mi se pare că mi-a dat de gândit, că m-a lăsat să intuiesc că există o forță în aceste cuvinte ciudat compuse, care al crezi că este un poem. Este o energie aparte, care poate vorbi nu știi cui. De fapt, azi când scrii, nu știi cui te adresezi. Asta e cum se termină, l-a pomenit pe Neruda, care ia primul Nobel în 1971, și în discursul de recepția lui la Stockholm spune undeva pe final că nu, poezia nu a cântat, cântecul poeziei nu s-a auzit degeaba. Întotdeauna e un ecou, nu știi niciodată unde, aparent când te uiți și vezi pandemie, război, crize politice, sociale și așa mai departe, ai sentimentul că poezia e discretă, insesizabilă, că nu mai aude nimeni. Nu, ecoul ei rămâne imprevizibil. În copilul care erai în altcineva neștiut în momentul ăsta, ceva din ecoul poeziei se aude. Tu ai făcut facultatea la Cluj, la Babeș-Bolyai, și ești membru fondator al Cenaclului Echinox. Am făcut Cenaclul și pe urmă am făcut revista. Și ești membru fondator al revistei și am găsit aș vrea să vorbești un pic, să spui un pic ce a însemnat Echinox în anii aceia în România. Eu am văzut o carte al regretatului Petru Poantă, Efectul Echinox sau despre echilibru, o carte din anii 2000, Biblioteca Apostrofa a publicat-o, și acolo este relatată și o întâlnire cu ministrul tineretului de atunci, care a avut loc la Facultatea de Filologie. La Izvorul Mureșului era o tabără de creație. Un anumit Ion Iliescu. Ai fost la întâlnirea aia? Am fost, da, era un tânăr ministru care venise din China și ne-a vorbit pe șleau despre catastrofa care este revoluția culturală din China. Ceea ce trebuie să recunoaștem că a fost o surpriză formidabilă. Noi bănuiam că era o catastrofă, dar să vină un ministru să-ți confirme, cred că ne-a simpatizat. În orice caz, eram echinoxiști și studenții din acea generație de prin alte centre universitare, de asemenea, din Iași, de la Timișoara, parcă eram neatinși de ideologie. Noi ne uitam spre Marea Cultură, era și prima perioadă de zgheț. Știm foarte bine că Ceaușescu era foarte tânăr și încă nu se fixase bine în schemă. Așa, și probabil că ignora ce se întâmpla în cultură, ci numai bine că am găsit o fereastră deschisă și am început să zburăm. De fapt, o ușă largă, deschisă, pe care am lărgit-o și mai mult. Deci experiența Echinoxului a fost colosală. Timp de 4 ani am publicat ce am vrut noi. Era la un moment dat să dispărem, pentru că am publicat pentru prima dată și un text din Heidegger. Acum nu pentru că erau mari specialiști printre noi în Heidegger, că e greu de citit, dar ca să nu fie numai Marx și Lenin, așa, pe care de fapt nici nu îi pomeneam, și pentru într-un spirit de frondă, pe care nu-l asumam, dar prin cultură. Făceam revoluție în stradă, dar pe de altă parte arătam că noi îl citim pe Camus, că noi citim existențialiștii, că noi vrem să știm despre filozofia occidentală, interbelică și așa mai departe. Adică un spirit care depășea mult spiritul materiei din liceu și chiar din facultăți. Dar eram niște autodidacți care ne luam această libertate și care mergeam la Marea Cultură. La un moment dat profitam la Biblioteca Universitară, pentru că aveam o mică celebritate locală cu apariția numerelor din Echinox, și nouă ni se lăsau cărțile pe masă și ni se scoteau de la așa zisele rafturi protejate, secrete, nu știu ce era. Era Kierkegaard sau așa mai departe. În orice caz, ni se dusese buhul că eram niște tineri care stăteau și citeau foarte mult. Și Petru Poanta asta și spune, că n-am suferit de revoluțiile, falsele revoluții, mai 68 și așa mai departe. Noi vreau să ne cuplăm la Marea Cultură și o făceam învățând în același timp
din mers limbi străine și citim cam totul, neavând mentori, neavând profesori. Am fost autodidact cu toții. Dar, știi cum zice Bernard Shaw, autodidactul e cel mai prost profesor. Pentru el însuși. Mai și ai șoc chiar atunci, întâlnirea la care face referire Petru Poandei, chiar în 1968, și vorbind despre ministrul tineretului, a avut cu noi o discuție de un liberalism frapant. Puteai să fii în 68, așa? Credeam noi, în orice caz, noi ne luaserăm toate aprobările singuri. Ca dovadă că în primii 2-3 ani, în numele de la Echinox, aproape că nici nu s-a umblat, nici cenzura nu prea umblat. După aceea au început să se strângă șurubul și au apărut interdicții de partid și așa mai departe, dar nu numai la Echinox. Știm foarte bine pe tezele din iunie ce s-a întâmplat în cultură. După 71, cred. Da, cu topirea cărților și așa mai departe. Tu ai plecat în anii 80 din țară și te-ai întors după Revoluție. De ce ai plecat și de ce te-ai întors? Pentru că atmosfera devenise irrespirabilă și pentru că era o societate schizofrenică care instituise minciuna la nivel național. Era limpede că nici un profesor nu putea să predea o lecție de etică niciunui copil. Totul era minciună în societatea românească. Începând cu ideologia care se propaga de sus în jos, cu tot marivodajul acesta, cu toate târguielile și pentru fiecare carte, pentru fiecare metaforă, totul se târguia. Cu aceste enclave în care scriitorilor li se dădea câțiva bănuți acolo ca să tacă, să țină gura. Cu expedierea scriitorilor care erau mai guralivi și așa mai departe. Cu Păunescu care trona spre jegul tuturor, al sufletului tuturor, pentru că era un profitor și cu atât mai jegos era talentul lui, cu cât era real, dar îl punea într-o cauză în care nu credea. Asta era cel mai grav. Îl iau pe el de exemplu, pentru că existând alături de el, te simțeai mai mânjit decât oricând. Dacă ar fi fost un tâmpit și un simplu profitor, da, dar era un talent care avea un moral jegos total și își murdărea talentul și îi obliga pe toți ceilalți să-și murdărească talentul. Acel regim a fost un regim castrator pentru toate forțele vii ale României. Lucrurile care s-au făcut pentru că poporul acesta are o vitalitate nativă. Dacă nu există Partidul Comunist Român care să-și aroge dreptul de a spune că el a impulsionat creativitatea românilor. A fost creativitatea nativă și spontană a românilor. Partidul Comunist Român nu a făcut decât să înnebușe orice spirit de inițiativă. Eu o spun cu foarte multă responsabilitate pentru că de aceea am plecat. Pentru că nu mai aveam, am spus-o și în alte părți, am simțit că nu mai am niciun motiv să mă stimez. Fără ca eu personal să-mi reproșez ceva. Din potrivă. Te-ai întors imediat după Revoluție? Nu, m-am întors la vreo 10 ani după. La vreo 10 ani. Ai lucrat în timp la Radio France International. După aceea ai venit și ai moderat, mi-amintesc titlul unei emisiuni pe canal, se chema Pasul Următor. În România este o problemă cu pașii. Pare că suntem într-un dans perpetu, primul pas, al doilea pas și așa mai departe. Care crezi că e pasul următor pentru România astăzi? România s-a schimbat mult în bine. O spun cu convingere. Dar, pe de altă parte, ar trebui să se uite puțin la destinul ei. Acum, în acest context extrem de dramatic, ar trebui să discutăm mai mult noi între noi ce credem despre istoria noastră, cum ne situăm în raport cu Uniunea Europeană, dacă avem ambiguități sau nu avem ambiguități, cum ne pregătim să ne apărăm, dacă ne apărăm sau nu ne apărăm. Sunt lucruri pe care le lăsăm deoparte, deocamdată, și avem sentimentul că vor trece de la sine. Ori ceea ce se întâmplă acum în Europa, unde nu credeam că se va întâmpla din nou
o modificare de frontiere ca așa, și o invazie a unei puteri uriașe spre țara de vecinătate, trebuie să ne dea de gândit. Pasul următor este această discuție despre identitatea noastră, care trebuie făcută, trebuie dusă cu multă probitate, pe părerea mea, recunoscând ce am făcut și ce n-am făcut și ce putem să facem. Am văzut și la ucrainieni, iată, necazul i-a adunat, reacțiile sunt extraordinare, s-au dovedit a fi eroi oameni care nu credeai că există atâta eroism și așa mai departe. Nu e totul alb și negru, nici acolo e limpede. Eu nu știu să dau un răspuns despre ce se va întâmpla, ca să revin la întrebare. Pot doar să spun că mă neliniștește extraordinar de mult ceea ce se întâmplă și mi-amintesc că bunicul meu a fost în primul război în Galiția și a venit rănit de acolo, aproape surd. Și tatăl meu a fost și de-al doilea război și a căzut la Cotul Donului. S-a întors de acolo, cum a putut el, ca să se înroleze pe frontul celălalt până în Tatra, ca și cum nu i-ar fi fost destul un război. O făcea la 17 ani. Oare copiii noștri de 17 ani mâine vor trebui să mai ia arma? Nu știu. E o întrebare. Dar nu putem să evităm să ne întrebăm. De ce crezi că într-un sondaj recent, apropo de această întrebare pe care o pui și care poate să nu fie retoric, cei mai mulți dintre cei care au răspuns au zis că n-ar face lucrul acesta și ei nu și-ar apăra țara? De unde vine răspunsul? Cei mai mulți care au răspuns s-au născut în situație de pace absolută. Nu știu ce răspuns îl dau cei care au avut casa distrusă de o bombă. Nu știm. Așa, privind la televizor, s-ar părea că ai dreptul la o anumită opinie. Ceea ce e legitim. Și la o distanțare de orice, până da, la urmă. Da, bineînțeles. Oamenii sunt numai nu poți să știi cum răspunzi când tu ai avut noroc și bomba a căzut pe casa vecinului și tu ești încă în viață. Ce faci? Te duci la bar? Nu știu. Vorbești despre identitate națională și mi-amintesc când am fost a doua oară ministrul culturii, ministerul culturii se chema ministerul culturii și identității naționale. A fost un anumit context. Cei care mă știau bine nu s-au temut că voi duce ministerul, politicele ministerului într-o zonă a trecutului, ci dimpotrivă. Apartenența la un set de valori, până la urmă și Uniunea Europeană, puține domenii în România se poate impune în afara culturii. Asta era lucru pe care vreau să-l evidențiez. Nu cred că avem foarte multe domenii în care zicem că România e în top, locul 1, 2, 3. Nu. În schimb, în plan cultural, într-o manieră sofisticată și adecvată timpurilor pe care le trăim, putem să spunem ceva despre noi, putem să vorbim. Și mie mi se pare că facem această comunicare, și aici mă gândesc explicit depinde la politicile ICR-ului din ultimii ani, care pentru mine sunt periferice și provinciale. Ele țin de o logică a unui timp care nu are de-a face cu ce trăim noi astăzi. Tot este previzibil, schematic, am aceiași oameni care se plimbă de colo-colo și vorbim cu niște instrumente rudimentare, cu un buget marginal. Dacă luăm bugetul Institutului Cultural Român, care a fost construit cu eforturi în anii 90 și apoi în anii 2000, transformarea Fundației Culturale Române, Institutul Cultural Român în anii 2000, au fost eforturi, au fost implicați oameni de primă mână. Acum ne-am dus într-o zonă din asta, zicem, provincială, de provincia a spiritului. Cum crezi că ar trebui făcut pentru secolul 21, încă o dată, promovarea culturii române în străinătate? Pentru că ai stat foarte mulți ani acolo, știi, ai foarte bune contacte. Cum ți se pare că se întâmplă astăzi și ce ar trebui făcut? Trebuie să punem bani, să punem inițiative, să punem oameni competenți, în permanență și peste tot.
Să nu credem că, să zicem, marea literatura rusă s-a impus în Occident fără să, că ei să fi plătit. Și până și țarii au plătit ca să se impună literatura rusă. Trebuie să ajutăm în continuare traducerile și trebuie să avem foarte bune inițiative, mai cu seamă în țările unde există mulți români. Iată, eu constat că suntem din ce în ce mai des invitați la târgurile de carte, suntem acceptați de marile edituri prin acele țări unde sunt foarte mulți români. De ce? Pentru că au început să întrebe și care, ce cu acești români? La început au venit ca muncitori simpli și treptat s-a produs integrarea multor români și în Spania și în Italia, în Marea Britanie și așa mai departe, deci în țările din jurul Europei. Și asta au venit o nouă generație de tineri care au intrat în universitățile occidentale. Unii sunt specialiști, unii predau în universitățile occidentale. Este o schimbare de generație în bine pentru imaginea României. Însă de aici trebuie să ajutăm acest moment de schimbare care este în favoarea noastră cu mai mult efort și cu efort de competență. Institutul Cultural Român face ce poate, bineînțeles, tot acest vals de numiri la posturi este ridicol. Vă dau un exemplu. Erau doi oameni la Institutul Cultural Român de la Lisabona, vorbeau perfect portugheză și aveau niște contacte extraordinar de diversificate și de reale cu toată lumea culturală și cu presa din Portugalia. Eu am mers am dat interviu la Diario de Noticias și principalul cotidian, dar nu am fost numai eu și așa mai departe. Deci trebuie să-i păstrez pe oamenii aceștia care au intrat în societatea portugheză și au uși deschise acolo unde contează. Nu-i schimbi numai pentru că trebuie să faci o rotație a cadrelor. Tot altă pită. Din păcate, noi trimitem oameni care nu au legătură neapărat cu spațiul cultural respectiv. Unul pe care îl trimiți acum, bineînțeles, care are nevoie de 2 ani până când își umple agenda cât de cât, agenda telefonică. În ceilalți 2 ani nu face nimica. L-ai schimbat, n-ai făcut nimica și sunt bani aruncați pe fereastră. Și după ce nu fac nimic, îi mai țin încă 10 ani ca să califice la locul de muncă. Asta e altceva. Da. Bun, eu nu știu de ce se întâmplă lucrurile astea. De ce cultura este domeniul răsplăților mediocre, dar răsplăți totuși pentru lipitorii de afișe sau așa ceva. Soi de turist cultural pentru mulți dintre ei. Nu, nici așa. Este pentru prima dată s-au mai schimbat lucrurile. În urmă cu 20 de ani eu constatam că nu exista o istorie a României în nicio librărie de la Paris, nu mai vorbesc de alte țări. În momentul când a izbucnit Revoluția, toată lumea căuta referință despre România, o carte, istoria României, istoria Bucureștiului. Nu scrisă nimic. Nimic. Nu poți să-ți imaginezi. Nimic. Noi credeam că când suntem cunoscuți în Franța așa cum îi cunoșteam noi pe francezi. Nici vorbă, nu știau nimic despre noi. Dar nu, nici în Italia, nici în alte locuri. Ieșirea din acest neant se face cu niște eforturi teribile, extraordinare, cu insistență, cu programe de editare, acum schimburile de studenți se fac. Dar, pe de altă parte, trebuie să propui în permanență imaginea de marcă a țării tale, a identității tale. Adică trebuie să fie acest schimb real încurajat de instituțiile statului. Când te-a întrebat ultima oară cineva dacă ai fi interesat să ajuți România într-una din țările pe care le cunoști bine? Poate Portugalia, poate Franța. A fost la Francofonie, am reprezentat România la Francofonie și am fost pe vreun an și jumătate a venit cineva care m-a înlocuit și care învăța atunci franceză. Mi-am dat seama ce situație penibilă va fi respectiva doamnă, pentru că ambasadorii la Francofonie erau poate uneori mai importanți chiar decât ambasadorii în titlu, pentru că la nivelul instituțiilor internaționale de acest fel se pot face contacte mult mai suple și mai eficiente decât de la ambasadă la ambasadă.
Și plus că cei care erau la francofonie din toate țările francofone ale Africii, mai cu seamă, erau școliți în Franța, erau... Deci, e limpede că dacă trimitem niște oameni care nu se pricep, ne facem de râs. Nu vor scoate niciodată un cuvânt, nu vor avea o opinie, vor... De fapt, pare foarte rău să o spun, e o diplomație care funcționează în cerc închis. Cei de la ambasade, toată ziua sunt pe telefoane sau pe fax, nu știu ce, să corespondeze cu cei din minister și invers. Deci e așa un fel de circuit al circularelor care... Birocrația, nu ți se pare? Da, birocrația e un cuvânt nobil. Este o inutilitate enormă. Enormă pierdere de timp și de energie, când ar putea să facă multe lucruri oamenii care sunt acolo. Avem și sentimentul atunci când avem niște ocazii, niște oportunități. Aduc așa în discuție unul din ele, pentru că știu că ai fost la Leipzig, la Târgu de Carte în 2018. Am vorbit cu directorul Târgului de Carte, Oliver Zile. Și România a fost invitată de onoare în 2018, fusese în 1998, deci după 20 de ani România era din nou invitată de onoare. La unul dintre târgurile importante din Germania și din Europa. În 1998 au fost reprezentanți, statul român a fost reprezentat de președintele Republicii, de ministrul culturii și de ministrul de externe. Așa trebuie să fie. 20 de ani mai târziu a fost un secretar din Ministerul Culturii, un secretar de stat de Ministerul Culturii, n-avea neapărat legătură cu domeniul cultural. Nu știu de ce disprețul ăsta, pe cuvânt că ajungem deci la același... E vorba și de atitudinea pe care o avem noi față de domeniu, pentru că tu spui în toată lumea cultura e o cenușeroasă. În ce privește măcar bugetele pe care le alocă guvernele. Uite, să luăm Institutul Cervantes. Dar poezia, tu spui de fapt despre poezia că e cenușăreasa culturii. Ori dacă este cultura cenușăreasa, poezia este cenușăreasa cenușăresei, cumva. Deși s-ar putea să te înșeli. Eu în America Latină am citit la săli pline de oameni care vin să asculte poezie. Este un mit al poeziei, un respect pentru poezie în America Latină incredibil, parcă n-ar trăi ca și noi în secolul 21 al indiferenței sau așa aparente indiferențe față de tot ceea ce pare futil ca poezia. Ei bine, nu, în America Latină sunt mulți cititori de poezie care vin, uneori își plătesc și în Germania, așa, și în Elveția vin și își plătesc locul ca să asculte. În România Latină lucrurile nu par a sta la fel de bine. Da, în sfârșit, eu sunt resemnat de mult că poezia e pe mică strapontină undeva acolo și încearcă... Nu trebuie să fim resemnați, ne întoarcem la Neruda și el spune undeva: eu am crezut întotdeauna în om, speranța nu trebuie să moară niciodată, speranța trebuie să continue, spune el. Ai crezut întotdeauna? Ești de acord cu aceste cuvinte ale lui? În fiecare zi trebuie să alimentez speranța. Altfel nu poți să scrii, altfel nu poți continua să traduci ceva care va fi citit de 15-20, dar tu îți imaginezi că va fi citit totuși de vreo 200 de oameni. Dar nu pentru a face performanță, pentru a aduna fanii, pentru a face o cifră. Și pentru că nu poți... E ceva care te bucură când înțelegi că găsești o poezie de bună, vrei să o transmiți mai departe, să o dăruiești, să o, traducând-o, pui de la tine, pui din sufletul tău, o transmiți mai departe spre oamenii care vorbesc aceeași limbă cu tine. De altfel, iată, l-am mai citat pe Borges și le citez a doua oară cu un alt paradox de-a lui uluitor. El spune: în fond, originalul poeziei nu corespunde cu traducerea. De ce? Adică nu traducerea trădează poezia, traditore, cum se zice, ci originalul nu mai corespunde cu
Traducerea. De ce? Pentru că nu există o traducere. Există multe traduceri. Traducerile amplifică originalul. Traducerile îi dau viață divinei comedii pentru alte generații și toată hermeneutica, toată interpretarea îmbogățește un original. Aceasta este viața poeziei și viața artei. De aceea ne implicăm să traducem, să continuăm să traducem, să vorbim despre lucruri care pot fi cunoscute, despre arta veche, despre scrierile antice și așa mai departe, pentru că de fiecare dată noi aducem altceva. Și nu numai că le prelungim viața, le îmbogățim. Avea dreptate Borges. Deci, în acest fel, originalul nu mai corespunde cu traducerile, de fapt cu traducerile multe care urmează. Atunci, ca să revin la întrebare, bineînțeles că fiecare zi trebuie să-mi găsesc resurse, să cred că ceea ce fac merită să fie făcut. Păi să mă gândesc câți vor fi care vor citi, dar vor fi. Revin din nou la experiența copilului cu mesteacănul. O fi unul care se va agăța de un mesteacăn tradus de mine. 10 înțelepți, nu? Neștiuți, care duc lumea mai departe. Da. Spune Octavio Paz despre Pessoa, despre prietenul tău Pessoa, ceva de genul, pentru mulți poeți nu există biografie, biografia e de fapt opera lor. Asta cred că este valabil pentru scriitori în general. Totuși, dacă ar fi să alegi o biografie care te-a impresionat din cei pe care i-ai tradus, care ar fi aceea? O biografie. O biografie, nu o poezie. Deci un parcurs biografic. Un parcurs biografic. E bun Fernando Pessoa ca exemplu, pentru că n-avea nimic în datele lui fizice, în constituția lui, care să îi asigură asemenea longevitate. A lăsat vreo 28.000 de manuscrise și încă n-au terminat de publicat toată opera lui. Și el este dovada faptului că, de fapt, ne inventăm prin creație. Creativitatea noastră ne inventează în permanentă. Nu suntem, cum cred chiromanții sau specialiștii în zodie, specialiștii zodiacului, nu suntem așa, uite, racul e încăpățânat, peștele e alunecos, așa mai. Nici vorbă. Suntem în permanentă, ne definim în permanent, dar ne definim, biografia noastră se definește prin ceea ce facem. Nu numai în opera literară. Prin ceea ce facem când ne depășim în lucrul zilnic. Ai altă biografie. Evident că sunt niște date de la care pornești, dar dacă ai avea posibilitatea, ai vedea că te-ai schimbat. Ai vedea că te-ai schimbat pentru că ai picat sub alte incidențe și, de fapt, sub alte provocări. Și, de fapt, acceptând alte provocări, tu ești altul. Și, de fapt, în felul acesta este această portanță care ne duce spre un final pe care nu-l știm. Deci, cum ridică aerul, această invizibilitate care ridică avionul. De fiecare dată când sunt într-un avion, mă gândesc, totuși, știu tot ce se întâmplă. Dar ce bizar este că această invizibilitate mă ține în aer. Probabil că, acceptând în viața mea poezia, pot să mă gândesc și în felul acesta. Și, de fapt, în felul acesta trebuie să ne gândim, pentru că lumea în mare ei imensitate mai mult necunoscută ne-a rămas. Uitați-vă ce se întâmplă în astrofizică. Cine ar fi bănuit discuțiile de astăzi despre materia neagră, despre deplasarea infinită sau stoparea, faptul că se deplasează infinit universul, se amplifică sau stopează la un moment dat. Sunt niște întrebări colosale. Și întrebarea mare, de ce suntem noi singurii care putem conștientiza această imensitate care ne depășește, evident? Nu se ajunge o viață să spui întrebările astea. Deci Pessoa e biografia pe care... Pessoa e biografia pentru că avea o capacitate de a capta, de a extrage repede un stil, o provocare, fie că era din Horațiu, dintr-un antic, fie că era
din Whitman, fie că era din Shakespeare și amplificat dintr-o dată o aducea în ziua lui, în viața lui și el devenea toți aceștia și altceva decât ei. A scris și un Faust toată viața lui. Deci, de ce îl dau exemplu? Pentru uriașa lui îndrăzneală. Îndrăzneala de a se lua la trântă cu Horațiu și cu Goethe și cu Shakespeare. Fără să spună mai nimic, adică un mic funcționar, dar care în colțul lui se compara cu Goethe și scria sonete ca Shakespeare. Nici nu spunea nimănui, dar o făcea. Extraordinar. Dacă ar fi să ne spui un gând sau un vers din Pessoa, care e primul care îți vine în minte? Para ser grande, se inteiro. Dacă vrei să fii mare, trebuie să fii întreg. Și continuă. Pune tot ceea ce ești în tot ceea ce faci. Nimic al tău nu lăsa deoparte. Tot trăiește sus, tot așa precum luna, care se oglindește în toate lacurile, fiindcă lucește sus, trăiește sus. Extraordinar de simplu. Și asta este un mic poem care e pus ca epitaf pe placa lui la Jeronimus, para ser grande, se inter. La mănăstirea din afara Lisabonei, da, am fost. Ca să fii mare, fii întreg. Ce simplu. Tu ai o relație foarte bună. În 2007 ai publicat la Porto, cred, o carte. Există viață înainte de moarte. Da, titlul care a plăcut lui Lobo Antuneș foarte mult. Care a plăcut lui Lobo Antuneș. Cum l-ai cunoscut? Cum e? Ne-am întâlnit în teritoriul neutru ideologic, în Finlanda, așa, care era... Neutru până acum, pentru că Finlanda până pare să atunci, în orice caz, erau și scritori sovietici și scritori occidentali, Salman Rushdie, mulți, dizidenți ruși, Volkov era acolo și discutau despre unele alte. Și la un moment dat erau niște poeți comuniști din Franța care suseseră acolo să urle împotriva cenzurii din Franța. Inadmisibil! Care nu am putut să mă abțin. Și m-a ridicat și am zis, nu vă dau voie să vorbiți despre cenzura din Franța, mergeți acasă, nu vă e rușine. În felul ăsta noi nu mai putem să vorbim nimic despre cenzura din țările noastre comuniste. Iar Lobo i-a plăcut chestia asta, nebunie. Zice, ăștia o să te aresteze când te duci acasă. Zic, nu m-au arestat. Și așa ne-am împrietenit și am rămas prieten. Dar l-am văzut acum 3 săptămâni. A scris 34 de cărți până acum. I-au cumpărat chinezii opera completă. Cărțile, și arabii. Cărțile lui pot fi citite și în limba română. Mai traduc și eu una. Mai traduc și tu din el. Un mare scriitor care a și fost în România. Acum. A fost de vreo 3 ori. A luat premiul Ovidiu pe vremea când știam să dăm premii. Zile și nopți de literatură. Exact, pe vremea când știam să dăm. Uniunea Scriitorilor organiza la Mangalia. Era un festival la care au fost nume de prim plan al literaturii mondiale. Amosoz. Vargas Llosa. Da. Pamuk. Deci doi care au luat premiul Nobel după ce au luat premiul Ovidiu. Ce da. Simplu ar fi să păstrăm acest... Din păcate nu mai este festivalul acela, e încă unul din... Noi suntem specialiști în începuturi, e? Aici ce problema, poate, până n-ajungem... La maraton nu cred că stăm cel bine. Mai unul dintre cei mai mari poeți ai antichității e mort la Tomis aici. Într-un fel avem dovezi că ar fi încercat și ar fi scris și în limba locală, în limba barbarilor, deci... O sarmată, deci amestecată cu greacă și cu latină, pentru că, bineînțeles, că era un amestec lingvistic. Nu știu dacă ia literaturi române, dar e pe solul României un mare poet, adică și premiul Ovidiu. Vin cu toții la Constanța, sunt înnebuniți să meargă să vadă unde a scris acel exilat Tristele, care e un poem uriaș, deci o carte uriașă. E da, cea mai bună carte a lui, Tristele, când a dat de greu, a scris aici. Din păcate, premiul nu se mai dă pentru că nu mai este festivalul, dar trebuie regândit și în viitor să relansăm, pentru că a fost un moment de așa cum facem festivalul Enescu, care este un mare succes și vă confirm că eu ascult Radio Clasic
în permanență și ultimul festival a fost transmis aproape în întregime. Tot timpul, în fiecare zi, vorbeau despre marele eveniment muzical al Europei, Festivalul Enescu de la București. Deci putem să facem ceva și foarte, în literatură. Foarte important, mai cu seamă că el s-a derulat în pandemie și asta a fost un succes în sine, că a fost și curajul organizatorilor și într-adevăr asta putea să fie un brand de țară, că tot vorbim așa în lozinci și nu alte prostii pe care le promovăm. Era un element cultural pe care îl promovăm. Dar mai am o idee, pot să spun? Sigur. Cum au portughezii un premiu Camões, dar pentru limbă, că se poate acorda și un scriitor din Angola, din Cap Verde și un scriitor din Portugalia sau din Brazilia. Putea să avem și noi un mare premiu pentru limba română. Avem scriitori de limba română în mai multe țări. Acesta ar trebui să fie premiul Cantemir. De ce nu? Cea mai mare personalitate pe care am avut-o. De ce nu putem să acordăm un premiu al limbii române? Toate aceste inițiative pot deveni elemente și de identitate și repere într-un an cultural. Da, și care să se repete și care să nu... Să dureze și să-l ducem în timp. Și să nu fie la discreția unui primar. Să fie în plan guvernamental, să fie un buget pentru aceste premii, pentru aceste inițiative. Nu se poate. În felul acesta, o țară ca a noastră are nevoie de repere permanente culturale, să se știe că se vine la Festivalul de Poezie de la București, că există premiul Ovidiu, că există un premiu al orașului București, de ce nu? Cum există un premiu al Ierusalimului. Ho, după 5 ediții devine faimos. Nu costă mult. Nu costă mult, dar dintr-o dată în lumea care contează, nu e Nobelul, dar în lumea care contează, în lumea literară, în lumea evenimentelor, unde se prețuiește creativitatea, devine un reper. De ce? În felul acesta ne pune pe harta culturilor mondiale. Pentru că ai zis de Nobel, crezi că o să luăm premiul Nobel pentru literatură în viitor apropiat? Ne legăm tot de premiul Nobel. Premiul Nobel s-a politizat foarte mult. A fost scandalul acela în interiorul echipei premiului Nobel, pentru că și ei, nici ei nu sunt infailibili. S-a dovedit că a fost o falie unde un oarecare tip din Franța a reușit să influențeze așa. Deci nu, aș vrea să-l luăm. Aș vrea să-l luăm, nu știu dacă va fi foarte devreme. Sunt din ce în ce mai capricioase criteriile. Uite, n-a luat Lobo Antunes, n-au luat doi sau trei mari prozatori americani, numai pentru că au mare succes deja la public și mari vânzări de librărie. Nu știu dacă e un criteriu, dar să sperăm. Va veni rândul și pentru românii la un premiu Nobel literar. Însă putem să avem noi premiul Ovidiu. Extraordinar ar fi un premiu al României, care va reveni și unui român, dar așa cum am început cu Lobo Antunes, cu Vargas Llosa, cu Pamuk, cu... au fost vreo 5 mari scriitori care au luat premiul. Este o serie întreagă. Trebuie să revenim, trebuie să ne asumăm această idee că răsplătim marile talente. România apreciază, respectește marile talente mondiale pentru că are un cuvânt de spus acum în concernul mondial al culturii. E pur și e simplu de spus, dar trebuie să o faci în permanență, să te ții. Da, pentru asta e nevoie de viziune și e nevoie într-adevăr. Și eu cred că patriotismul în secolul 21 e o chestiune care ține de competență, nu doar de lozini și de vorbe goale. Și de oameni potriviți la locul potrivit, care să nu califice la locul de muncă, d-un efort care să treacă dincolo de ciclurile electorale pe câteva teme mari, altfel nu vom face nimic. O vom lua mereu de la capăt, cu același entuziasm și cu același ridicol al entuziasmului. Cultura română nu este o cultură mică. O spunea marele meu prieten Marian Papaci. Să fie... clar. Colegul de la Equinox. Da, bineînțeles, să vă fie clar. Și cultura română nu este o cultură mică, nu este o cultură mediocră, nu este o cultură încălpită. Este o mare cultură. Din nefericire,
o cunoaștem doar parțial și noi și nu avem oameni care să fie competenți să vorbească numele ei așa cum s-ar cuveni. Asta este foarte trist, pentru că până să vă facem rachete pe care să le trimitem pe lună, ar trebui să ne mândrim și să scoatem în față, să punem în vitrină ceea ce avem și ceea ce avem clădit prin mai multe secole. Nu știu dacă cosonii dacici ne reprezintă mai mult, să zicem, decât poezia lui Ion Barbu. Eu cred că nu. Iar, sau lui Bacovia, despre care ai scris tu. Și mai observ încă ceva. Această generație interbelică pe care o lăudăm atâta pentru că a fost un lot întreg de mari scritori, mai cu seamă în poezie, a fost extrem de ghidionistă, pentru că nu erau cunoscuți în Europa. De aceea nici Blaga nu s-ar fi, nu că s-a opus cineva, nu era cunoscut, nu era tradus. Ion Barbu nici acum e foarte puțin tradus. Marco Lucchesi, președintele Academiei din Brazilia, până mai ieri, a tradus joc secund, incredibil, pentru că e cineva care a învățat inclusiv limba română, știi, 17 limbi. Vor veni treptat și alții. Vă dați seama cât avem de recuperat, ca să ne mărginim doar la exemplu poeziei interbelice, cât avem de recuperat. Abia acum începem să avem traduceri bune și din Eminescu. Toată lumea zicea că este imposibil de tradus. Nici vorbă. Sunt băieți tineri, mulți dintre ei români, care au învățat foarte bine engleză și care deja sunt la ei acasă, bilingvi, și care îl traduc foarte bine pe Eminescu, cu aparat critic și așa mai departe. Nu există nimic intraductibil, dar trebuie să fie scritori cei care îl traduc și să fie la rândul lor foarte talentați. Pentru a parafraza un titlu din Pessoa, spune-mi, care crezi tu că a fost o oră absurdă din istoria României? O oră absurdă care a fost cenzurată în România. Absurdul pentru cenzura, care nu exista, bineînțeles, sărea pagina din România Literară, pe unde am publicat, și a devenit ora ireală. Nu știu de ce ireală, era mai conform cu preceptele propagandei comuniste decât absurdul. Era un cititor al lui Max Blecher, cel care... Da, în orice caz. Ora absurdă. No, era un pariu al lui, de tinereța lui Fernando Pessoa și... Care crezi că e o oră absurdă din istoria recentă a României? Care ar fi o oră absurdă din istoria? Faptul că principala noastră sursă potențială de avuție, pe părerea mea, care este agricultura, ar trebui să fie agricultura, e undeva la voia întâmplării. Faptul că încă suntem o țară cu populație sătească mult peste nivelul altor țări din Uniunea Europeană, e totuși vorba de cea mai săracă categorie a populației și acești bieți oameni au ajuns în situația de multe ori că se mulțumesc cu foarte puțin și nici nu mai lucrează, nu mai este cultul pentru lucruri bine făcut. Asta e o pierdere de identitate colosală. Dacă de la început ar fi fost ajutați acești oameni să se achiziționeze unelte agricole, să fie învățați, să ajutați să-și refacă ogoarele, să-și refacă instalațiile de adus apă și mai de irigații. Poate altceva ar fi. Constat că nu numai la mine în sat, dar și prin alte locuri. E o paragină pe care nu îmi imaginam când eram copil. Păi, când eram copil, oamenii trăiau mai săraci, dar nu lăsau un pet de pământ de lucrat. Am distrus în 1990 sistemul de irigații, și acum se fine dăm seama că e nevoie de el. Și văd, eu nu știu ce s-a întâmplat cu oamenii care s-au lăsat prinși de un consumism mediocru, mărunt, mănâncă pâine făcută
rece, nu mai fac pâine în casă. Eu nu înțeleg. Este o depresie cumplită. Mi se face rău. Eu sunt copil de săran. Eu mă uit la oamenii simpli, în primul rând, și simt imediat unde e necazul. Și este un necaz pe care l-a ascuns sub o poleală de consumism, de proastă calitate. Nu știu de ce n-are grijă nimeni de ei. Ți-a părut recent un volum, Primăvară la Praga, care se bucură de o prezentare elogioasă a președintelui Institutului Cervantes, Luis García Montero, pe care l-ai și tradus de altfel în limba... Care este un foarte bun poet. Limba română. De ce Primăvară la Praga? Eu, titlul de poemul respectiv, care rememorează momentul intrării Armatei Roșii în Praga, în 68, când eram și eu student și când la sfârșitul anului am făcut. Cartea despre 1968 sau despre 2022? Și culmea că vorbeam acolo, la un moment dat spun că acum dar izbucnit din nou războiul, ceea ce nu este exclus, dat fiind faptul că de atâtea ori urticare apare să fie deranjat confortul Kremlinului, așa. Ei s-au amuzat dintr-o dată acest pasaj și altele au străbătut în presa spaniolă, sunt preluate în tot felul de bloguri și din reviste și deci are un mic succes cartea asta. Mă duc să îi fac lansarea la târgul de carte de la Madrid. Montero mi-a făcut o mare surpriză pentru că nu știau că va pune o frază esențială. Poezia lui Dinu Flămând este oglinda elegiacă a istoriei. Ce frumos a spus. Și el spune că eu ajung să stratific evenimentele astfel încât poți să ai o viziune a trecutului și a evoluției lucrurilor. E adevărat că sunt obsedat de istorie și obsedat de ceea ce mi s-a întâmplat nouă. Deși par un poet liric, iată că am această epicitate, această fidelitate față de partea epică a istoriei și mă îngrozește ideea că deseori se repetă această lipsă de originalitate din partea istoriei de a se repeta. Nu știu cine zicea că dacă nu o ține minte, ea riscă să se repete mai rău. Ea se repetă și dacă o ține minte. Așa. E adevărat însă că e mai ușor să uiți. Eu nu prea uit. Această primă vară la Praga face parte dintr-un ciclu de elegii despre trecutul familiei mele, despre trecutul meu, despre trecutul acelei perioade. Totuși sunt născut imediat după război. Am prins perioada foametei când s-a instalat Uniunea Sovietică aproape cu totul prin părțile noastre. Noi eram o zonă ajutată de geografie, n-a putut fi colectivizată pentru că pe dealurile respective nici măcar bravele tractoare sovietice nu puteau să urce, cădeau. Și atunci trebuiau să cosească toți țăranii cu coasa și să secere cu secera. Și în felul acesta au supraviețuit, și au plătit și cotele și cred că toată România a mâncat o pâine bună de pe urma nefericiților de țărani care semănau pe pietrele de pe munții Bârgăului. Mă simt dator să readuc lumea de atunci și sentimentele mele de atunci și atașamentul meu față de această lume aspră, care are o frumusețe extraordinară, poate idealizată în mintea mea, să o aduc în poezie. Să fac, mă repet, uneori, nu uneori, cam deseori mă repet, dar poezia este o artă a persuasiunii până la urmă. Ești prezent la târguri internaționale de carte, ești tradus în mai multe țări, ești circul foarte mult la lansările cărților tale. Greșesc dacă spun că despre ele se vorbește uneori mai mult în străinătate decât în România? Acum cred că am mai multe cronici în străinătate decât în România. De ce crezi că s-a întâmplat? Nu știu ce mi s-a întâmplat. Probabil că m-au asimilat
cu absența mea timp de 20 de ani în Franța și m-au pasat la alte literaturi. Noi n-am avut norocul americanilor care îl țin pe Hemingway, chiar dacă a trăit mai mult în Europa, la Paris și prin Spania și prin alte părți. La noi integrarea celor care la un moment dat au fugit se face mai greu. Da, și pentru că probabil există această mentalitate că dacă mi s-au dat niște premii și că am acum publicat în vreo 16 țări, cărțile mele mai nu sunt comentate, pentru că probabil că scrie același lucru. Din potrivă, nu, eu am sentimentul că mă înnoiesc și că îmi asum alte experiențe și alte experiențe. Mă bucur că sunt observate în afară. De altfel, e mult mai interesant, pentru că, iată, până m-am dus în Suedia la un moment dat, la târgul de carte, și am citit un poem despre bunicul meu care mergea la cârciumă în sat și începea să-l înjure pe Stalin și se făcea gol în jurul lui. Îl credeau că e nebun, dar el nu mai putea, urla. Și închei poemul: azi e ziua morților, aș vrea să-i scriu un poem, dar acea epocă nu e poetizabilă și de altfel nici poezia nu este decât un pansament prea scurt să cuprindă inima. Și citesc eu asta în românește și e tradusă în suedeză, în fața unor suedezi. Și văd o femeie care izbucnește în lacrimi. Cum o fi atins-o eu? Ce i s-a întâmplat ei de a reacționat la acest poem care era despre mine, despre bunicul meu, despre o lume a noastră? Deci, dintr-o dată, mi-am zis că poezia totuși are o forță care nu știu unde duce și asupra cui acționează. Și asta mă face în continuare să mă duc prin alte părți și să încerc puțin, să încerc să o pun în diverse contexte, să văd reacția. E foarte interesant să vezi. De obicei, reacțiile sunt mai bune la poeme pe care le-ai ținut puțin, le-ai ignorat, ai zis că nu sunt cele mai bune ale tale. Dar, în sfârșit, e viața poeziei și viața bietului poet care trebuie să se mulțumească cu răsplata unor asemenea întâlniri colosale, de altfel. Care e următorul autor pe care o să-l traduci în limba română? Am terminat de tradus și am deja coperta unui mare poet din America Latină, se numește Cesar Vallejo, care era un fel de rival al lui Neruda, unii zic că era mai mare decât Neruda, și care a avut o experiență de viață colosală, pentru că el a crezut în comunism și a plătit din buzunarul lui să meargă la Moscova când murea de foame la Paris. Și până la urmă nici nu s-a lămurit prea bine, s-a dus și la Harkov când Zhdanov a dat legile respective despre realismul socialist. Dar poezia lui n-a fost contaminată de ideologie deloc. Este o mare poezie umanistă și tragică. Vorbește de tragedia omului și în fața zeilor, și în fața istoriei, și în fața finitudinii sale, în fața destinului și așa mai departe. Am tradus opera completă. Sunt puține țări unde există opera completă tradusă, dar m-am apucat de tradus cu vreo 30 de ani în urmă și cred că sunt anumite poeme pe care le-am modificat de peste 10 ori. Pentru că e un limbaj foarte concis și în același timp spart și reinventat de el și cu o forță pe care trebuie să o degajezi din, ca și cum ar fi forța din niște pietre care au explodat și încă, sau dintr-o grenadă care a explodat, dar încă mai sunt calde fragmentele care au existat, dintr-o viață care a explodat, așa mai departe. Deci, sunt foarte mândru că am dus până la capăt această traducere. Până la urmă, editura mi-a smuls-o din mână, pentru că dacă mi-a mai lăsat, încă mai modificam și au zis că devine o carte infinită. Deci aștept să apară peste vreo lună, două, această carte a lui Cesar Vallejo, care am ales un titlu dintr-un poem de-al lui. A murit eternitatea mea și stau de veche la căpătâiul ei. Nu că e frumos?
Super! Îți mulțumesc mult pentru prezența la acest podcast care e finit și în final aș vrea să te rog să adresezi un gând, o urare, un îndemn pentru cei care privesc acest podcast, Avangarda cu Ionuț Vulpescu. Fiind vorba de avangardă, poate aș îndemna să nu uite și nici ariergarda, pentru că dacă sunt să ne gândim, ne ducem până la greci, ce avangarde erau deja generația de dinainte de Socrate, care inventaseră aproape totul. Clinamenul, deci inventaseră degradarea fotonilor. Nu știau nimic despre fizică, dar au inventat, să zicem, au inventat până și acest concept, clinamenul, această deviere din a energiei, care până la urmă se dovedește că face parte din viața Universului, viața ascunsă a Universului. Deci, avangarda vine de foarte de departe și începe din adâncul civilizațiilor, de la sumerieni, de la chinezi, de la presocratici și așa mai departe. Aș sfătui să meargă înainte spre acest viitor al trecutului. Mulțumesc mult, Ionu Flămân. Și eu îți mulțumesc pentru invitație.